something new. S-a adăugat ceva nou în Jurassic World The Game, fraților, abia aștept, abia aștept, abia aștept. Oare ce o să fie? Abia aștept. Oh my god, I'm so excited about that. Abia aștept să văd ce e în joc. Am văzut ieri o grămadă chestii. Oh my god, Indominus Rex în Jurassic Park Builder, ești nebun? Aici e T-Rex-ul, Rexy, și aici e Indominus Rex. Oh my god, deci au făcut un update nou la joc și abia aștept. Deci n-am updatat jocul ăsta de ceva vreme și toată lumea a nebunit cu update-ul cel nou. Abia aștept să văd ce, despre ce e vorba. Ok, nimic nou pe aici. Asset development alert. Ok, food, 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 ok, help. Ok, hai să vedem ce au adăugat nebunii. Oh, Indominus Rex! Pentru 72 de ore. Oh my god. What the? Ce? Voi glumiți? Încă un update pe bani, frate. Deci ăsta costă în jur de 2 milioane jumate. Voi știți, vai de capul meu, asta înseamnă vreo 50 de dolari americani. Nu vă eroțiți, frate, frații mei, nu vă eroțiți banii în așa ceva. Don't waste your money in this bullshit. Deci nu vă dați banii pe așa ceva. Au mai fost câteva update-uri lansate, la fel. Deci la fel a fost. Au fost lansate niște animale, niște dinozauri, tot așa, și niște creaturi acvatice. Eu n-am deblocat decât până la o anumită limită. Dar au fost lansate o plocefalul și alte câteva creaturi, tot așa pe bani. A trecut ceva timp, lumea a cumpărat animalele, evident, dacă a vrut parcul complet. Și după ceva timp, după ce s-au umplut developerii de bani, pur și simplu au adăugat dinozauri ăștia în eventuri, în modul de turneu, chiar aici. Au adăugat aici în mod de turneu dinozaurii și puteți să-i câștigi pur și simplu pe gratis. Dar e pur și simplu adăugat un nou dinozaur, să zicem așa, un hibrid. Deci primul hibrid în Jurassic Park Builder. Ok, luat în Jurassic World Again, pe cum vedeți, are același design. Eu încă n-am creat un, dar probabil ați văzut pe la alți youtuberi. Și ideea e că e al dracului de scump. Deci nu. Nu vă irosiți banii pe așa ceva. Eu o să aștept, eu nu o să aștept când o să se lanseze acest Indominus, Marley Indominus, o să fie lansat pentru DNA Rescue Event. E un eveniment în care lupți în turneu, câștigi ADN, câștigi și bucks în același timp. Și... avem un dinozaur nou. The name Baryonyx means heavy claw due to the animal's first bone discovered, a foot long claw. E numit gheară grea, ceva gen să tragă așa gheară grea, fiindcă are o gheară mare la deget, la mână. Și când s-a descoperit, a crezut că ar fi o gheară de la deget, cum au velociraptorii sau ceva de genul. Da, ok, deci pur și simplu o să aștept ca Indominus Rect. Nu pot să dau zoom in, ok. O să aștept ca Indominus să fie lansat pentru DNA Rescue Event, unde poți să-l câștigi pe gratis și nu e nevoie să cheltui atâția bani în prostia aia, frate, serios. Ok, deci avem un nou dinozaur în parc, Baryonyx. Hai să-l hrănim. Ok, am făcut și o misiune aparent. Bun, îl vom face nivel 5 să vedem cum arată. Wow, e masiv! Ferocity 7, atac, nu, ăsta e health. 65 și cu attack damage 50. Ok. Sună a râgne de spinozaur din Jurassic Park 3, dar nu știu ce să zic. Can you collect 8800 crops so you can feed lots of dinosaur? E bine, cred că pot să fac asta, fiindcă n-am colectat încă nimic de la harbor. Codul așa de să crește de 3 ori și să colectez de la dinozaur 2500 coins. Ceea ce deja am făcut, frate. Asta e cam nasol, fiindcă deja am făcut asta. Ok. Aruncăm niște bănuți pe fereastră. Nice. Avem o grămadă. Buy two buildings to showcase our best design. Să cumpărăm două clădiri ca să arătăm design. Avem o expansiune aici. Să sperăm că e ceva nou. No, bun, astea sunt cam scumpe.
Bun, așa. Mai pot? Nu mai pot să mai fac nicio expansiune. Ok. Am colectat aici. Mai am de colectat aici. De la dinozaur, ceea ce nu pot să deplinez misiunea asta. Frate, când văd asta. Deci când văd, când deschid marketul și văd chestia asta, mi-i doamnul Rex, 248,91 roni. Îmi vine să-ți mult părul din cap, frate. Fiindcă nu e primul update în care lansează un nou dinozaur pe bani. Nu e. Normal ar trebui să mă obișnuiesc deja cu chestia asta, dar... Fuck that, dude, it's too expensive. Se pare o prostie asta, din cât durează asta. 21 de minute, aș putea să le dau speed up cu un filmuleț, dar nu, o să păstrez asta pentru episodul următor. Ce scrie aici? Mai trebuie să mai colectez niște mâncare. Ce să hrănesc 3 dinozauri. 3 bivore. Bun, hai să facem și asta. Bun. Ia să zicem, mai avem un mailbox. Tapijara. Pentru 20 de dai, prea scump. 292 de bucks. Frate, aș fi înțeles dacă lansa pe Indamnus tot așa pentru bucks-urile astea, vedeți? Dolarii ăștia. Să lanseze pentru 1000, frate. 2000, n-am puii mei. Puteai să-i faci în turneu, îi câștigi, unii au o grămadă, unii folosesc. Și asta ci că e o metodă ca să împiedice hackerii care piratează jocurile astea încât să obțină resurse nelimitate. Nu e adevărat, frate, n-are niciun efect că lansezi pe bani chestia asta. Ei tot găsesc modalități să obțină... Cum crezi că au obținut ăia hackerii ăștia care piratează jocurile, de fapt nu sunt hackeri, cum crezi că au reușit ei să obțină atâția bugs? Pur și simplu e un fel de lucky pass sau ce-o fi ala în care îți dai aici 0. Îți spune aici în loc de 389, îți spune 0. Nu înțeleg cum neva funcționează chestiile astea, dar așa e, nu e nicio metodă, nu-mi piedică hackerii, nu nimic. E o mare abureală, frate. Uite, reduce la... De ce îmi dă de două ori chestia asta? Ok, nu ne conține. Asset development alert. Nightmare is now a reality. Păi chiar că e un coșmar, frate. Asta e un coșmar devenit realitate. Bun, deci hai să facem niște turnee astăzi. Am eu chef să... Oh my god, 480 de megabytes. O să dureze ceva. Bârbă. Vedeți ce înseamnă să aveți internet de baltă? Cred că am stat aici mai bine de 10 minute. Pentru că mi-a picat și netul de vreo 2 ori. Trăiască Telecom, ce naibă asta? Let's the tournament begin. Ah, ok, știu chestiile astea. Bla bla bla, chestie nebunie. Ok, ia să vedem statistici aici. Da, aici avem statistici. Bun, hai să dăm un turneu. Un box, bine. Risk unlimited, chestii trești nebunii. Bun, hai să dăm drumul la primul nostru turneu. Oare cine va pregăti Ludia astăzi? Un mare semn de întrebare deasupra. Aolo. M-a luat usea. Frate, deci încă nu vine să cred update-ul ăsta cât de urât poate să fie. No bun, e secret aici și ai oponentul. Ia să le punem 1, 2, 3. Aolo. Hai să punem așa 1, 2. Fiindcă o să aduc decât cu 2 câte 2, fiindcă n-am decât 6. Un ceratozaur? Susan, o să-ți o iei pe cocoașă rău de tot. Mă așteptam la ceva mai periculos, știu și eu, 3 cu 3, 2 vs 3, dar văd că e 2v1 aici. Va fi easy peasy, aici avem chat. I hope you brought your game. Da, merge cu un special attack. Nu știu la ce l-a așteptat chestia asta. Eu nu mai știu slăbiciunea lui Ceratozaur, aparent. A, ba da, uite-o, asta era. Mi-e frică, dacă îmi dă un special, mă sparge. Și să știți că majoritatea jucătorilor din modul de turneu sunt circa 80% bots și 20% player, oameni adevărați. Deci ai o șansă foarte mică să nimești cu un om adevărat în turneele astea. Și o șmecherie aici. Dacă tu ești în partea dreaptă aici, ai posibilitatea să ataci primul. Dacă ești în partea stângă, oponentul atacă primul. Ricky, ia să vedem, luptăm cu Ricky.
Văd că au rezolvat bug-ul de la nume, era odată aici era un bug aici tâmpitul, aici unde scrie numele. Ori numele era aproape gri și nu-l vedeai, ori era prea jos și era, cum să zic, amestecat cu dinozauri aici, cu cardurile de la dinozauri. Mamă, ce echipă bună și-a pus ăsta, ești nebun. De-aia el are 15 fără și tate, noi avem 12, deci suntem pe aproape. Nu și-are dinozauri complet evoluați. Înainte arăta la dinozauri aici, arăta și nivelul. Dar nu se de ce au scos chestia, mi se părea destul de utilă. Uite, de exemplu, vreau să știu ce nivel are echipa individului. Dar nu pot să știu chestia asta, ok. Hello. Mamă, mi-a dat afară de lovitură, ești nebun. Bam. Ok. Eu. Joacă dur, băiatul. Joacă dur. Mi-e frică de traicul ăla. Ia stai, pot să dau afară cu un charge? Hey! Blocks. Dai blocks. Aoleu, mai dă una și mă rezolvă tipul. Nu sunt eu de turnee, sincer, deci eu nu sunt pregătit pentru turnee, dar am zis să fac unul în episodul ăsta. Fiindcă n-am jucat de mult un turneu. Și parcă mi-a lipsit PvP-ul. Deși nu e un PvP, e un PvB, adică un player vs bot. Hai să mergem cu un special, fiindcă are un trike evoluat și mi-e frică. Yeah! Uhuu, l-am bătut! Chiar pe ultima asta de metri. Cum e să fii bătut un raptor aproape mort? Ai frate, numai în stânga mă pune, odată numai în dreapta mă pune, odată m-a pus pe mine în stânga, dar m-a atacat primul. Ia să vedem, care din ăștia doi are atacul mai bun? Păi, pachycefalozaurul e mai bun din toate punctele de vedere față de ceratozaur, deci așa să fie. Carca. Da, oricum tot e mai slab ca mine, deci nu contează. 666. Iluminații confirm. A fost de acolo. Toți au puncte de felicitate 6. E ceva necurat cu jucătorul ăsta. Carca. Mă, cât de mare ești nebun la cap. Nope, nu e charge-ul. Asta o să mă coste mult. Să sperăm că nu viața lui Seram. Da. Dar tot charge-i dau, fiindcă nu mai știu slăbiciune, așa că mi-e frică să atac cu altceva. Și oricum, în două charge-uri iau. Ceva e necurat cu player-ul ăsta. Ok, îi zicem aici. This will be over quick. Păi, nu prea știe să joace individul. Nu știe niciuna de slăbiciuni, deci match-ul ăsta o să se termine chiar rapid. Ai frate, tu numai cu charge știi să atași, nu știi că există și butonul de bite și de swipe. Da. Am câștigat, a fost easy peasy. Au, mă doare spatele nemaipomenit de rău de la ghiozdan la. Frate, marțea ghiozdanul meu are vreo 5 kg, 5, 6, 7 kg. Serios, am cel mai sferite ore. Și avem aici tournament complete. You have been awarded the grand prize. Am luat marele premiu fiindcă am ajuns în finală. Și am trecut mai departe în ligă. Și asta, Silver League. Avem până la All-Star League. Liga Stelelor, care e tu mai la mama naibii aici. Și nu cred că o să ajungă la ea. Aici dăm de player mai buni. Ok, deși eu nu mai am permis să mai lupt, fiindcă mi-am fosit toți dinozauri, absolut toți. Și acum ei au nevoie de pauză. Frate, noaptea asta o să dor ca un prunc. Nimic nu pe aici. Aoleu, iar îmi dai pasa cu Indamnus. Pleacă Indamnus în fața mea să nu te mai văd. Bam, bam, și avem aici noua noastră achiziție. Baryonyx. Frate, îmi place rău de tot sound effectul lui Baryonyx. Așa l-are și Spino și Suka mai mult, dar o să vedem noi în episoade viitoare. Ok, activăm alea. Ai frate, niciun fel de ADN. La naiba. Deci, cam nasol. Dar timpul nostru expiră aici, fraților, așa că o să cheșu acest episod chiar aici. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și noi o să ne vedem data viitoare. Zici tu pa. Doamne, cât îl iubesc pe tipul ăsta.